presubliniere duntele Academiei Române, reacție la acuzația ce ar fi colaborat cu securitatea, în cara asta, nu putem terei fere semaful me, pe nedrept. Profesorul Niv. Ioan Aurel Pop, presubliniere duntele Academiei Române, sublinierei rectorul Universității Babe, Bolyai din Cluj-Napoca, reacționează după ce revista 22 a publicat unele documente din care ar reiese sublinierei ce ar fi colaborat cu fosta securitate. Era de așteptat să se lucreze și împotriva mea. Tara asta, nu putem trai fara sa maculeam, pe nedrept. Virgulă afirmă academicianul, într-un răspuns pentru Siri pe surse. Modul de prezentare a domnului Hodor este insidios. Eu nu am semnat niciun acord de colaborare, cu nicio formă a securității, interne sau externe. Dar, rugat de profesorul meu, academician Ștefan Pascu, fost rector al UNI, i-am predat, între anii 1985 la 1987, câteva articole de popularizare a istoriei noastre, pentru o publicație a emigrației romane, după cum i-a spus. Mi-a si adus apoi două numere dintr-o revistă apărută în Germania. Dacă aș fi vrut să refuz, nu puteam, pentru că era seful meu de catedra și conducătorul meu de doctorat. Pe de alta parte, a publicat înainte de 1989, în străinătate era ceva aproape de neimaginat. Era important și pentru raportarea activității de cercetare etc., iar posibilitatea de publicare, în afara propagandei de partid, erau infime. Profesor. Pascu era liber să călătorească și am fost convins că, în călătoriile sale, fusese rugat să dea materiale de istorie. Cred că de aceea apar pe acea listă publicată în revista 22. Un alt motiv nu exista. De altfel, în dreptul numelui meu scrie nu, mai afirm Ioan Aurel Pop. Presubliniere dintele Academiei Române mai susține ce nu a fost lăsat, înainte de 1989, să ia lectura cu emigrația român, pentru ce nu a putut celători decât în lagrul socialist odată la Budapesta, odată la Moscova, odată la Varna, vara, plecând de la Costine subliniere T. În februarie 1985, generalul locotenent Aristotel Stamatoiu, subliniere ful Centrului de Informații Externe, CIE, continuatorul DIE, a emis un ordin prin care le cerea tuturor unităților subordonate să, sublinierei, actualizeze situația surselor aflate în lecturi, sublinierei, se transmit datele lor complete către un 0503, cartoteca CIE. Drept urmare, la 1305-1985, 1225, unitatea care se ocupa de urmărirea emigrației române subliniere T, a întocmit un tabel conținând numele colaboratorilor pe care îi avea în lecturi la acea dată, tabel pe care l-a înaintat conform ordinului CETRE 1503.